Salut! În acest video o să discutăm despre un subiect foarte interesant legat de Multiverse X. În trecut, Benjamin Mincu spunea că vrea ca Multiverse X să fie interoperabil cu toate ecosistemele blockchain, cum ar fi Ethereum, BNB, Solana și așa mai departe. Am găsit niște informații interesante legate de cum vor rezolva problema aceasta și vreau să vi le prezint și vouă. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, chiar și un emoticon e bine, durează doar câteva secunde și în felul acesta ajuți foarte mult canalul. Viitorul Web3 depinde în mare măsură de capacitatea de a finaliza tranzacții pe mai multe ecosisteme blockchain. Mai mult decât atât, această interoperabilitate trebuie să fie sigură, rapidă și ușoară. Cu toate acestea, până în prezent atât dezvoltatorii cât și utilizatorii s-au confruntat cu complexitatea Web3. Nu este ușor de făcut acest lucru pentru că avem foarte multe exemple din trecut unde bridge-uri au fost hackuite cu milioane de dolari pierduți datorită unei vulnerabilități. Deci trebuie o mare atenție atunci când construiești un bridge. Ok, să vedem cum vor să rezolve problema aceasta de interoperabilitate. Vedem că în 14 aprilie 2023 au postat un parteneriat cu Multichain pentru construirea de bridge-uri între mai multe blockchain-uri. Spuneau ei atunci că o să facă un Multichainverse. De atunci, Multichain a avut probleme destul de mari și cred că parteneriatul cu ei s-a rupt. Ei bine, tocmai ieri au postat pe Telegram acest nou partener pentru evenimentul Multiverse X și anume Axelar, un game changer în materie de interoperabilitate. Acest anunț m-a făcut să vreau să aflu mai multe despre acest proiect și am găsit că suportă deja 30 de blockchain-uri, inclusiv Cosmos și EVM. Printre blockchain-urile suportate, găsim Base, Binance, Celo, Comdex, Cosmos Hub, Ethereum, Phantom, Fetch, Filecoin, și așa mai departe. Sunt destul de multe blockchain-uri în această listă. Și bănuiesc că în această listă se va adăuga și Multiverse X, altfel nu ar avea de ce să fie un partener pentru X-Day. Practic, prin integrarea într-un bridge de genul acesta, deschid ușa utilizatorilor de pe alte blockchain-uri să vină în ecosistemul Multiverse X printr-un singur click. Este un lucru bun din punctul meu de vedere, dar singura problemă, fiind atât de multe blockchain-uri în această listă și atâtea posibilități, trebuie să-i faci pe utilizatorii respectivi să-și dorească să vină la tine pe chain. Rămâne să vedem ce o să facă echipa să-i atragă în ecosistemul Multiverse X. Totuși trebuie să țineți cont că nu am vreo informație din interior. Doar am văzut acel anunț de la X-Day și am văzut că Axelar se ocupă cu construirea de bridge-uri și pur și simplu m-a făcut să cred că o să urmeze integrarea și a Multiverse X. O să vedem totuși la X-Day dacă am avut dreptate sau nu, legat de ce am spus mai înainte. Pe lângă asta, ieri a fost un nou meeting pentru developer și am găsit un rezumat pe Twitter cu lucruri importante a spune eu pe care vreau să vi le prezint și vouă. Echipa Multiverse X o să reducă block time-ul până la 3 secunde, chiar dacă inițial au promis 4 și în momentul de față este de 6 secunde. Să vă explic puțin ce înseamnă asta. Pe Explorer, chiar aici unde țin eu mouse-ul, puteți vedea că fiecare runtime are 6 secunde. Asta înseamnă că la fiecare 6 secunde se procesează niște tranzacții. Deci dacă tu semnezi o tranzacție pe X-Portal, o să dureze aproximativ 6 secunde până când tranzacția să se actualizeze sau inițieze. Ei vor să reduc acest timp până la 3 secunde, adică la jumate, ceea ce este o îmbunătățire destul de bună, spun eu, chiar foarte bună. În acest document vedem și alte blockchain-uri cât au block time-ul. Cel mai bun îl are Near cu 1-2 secunde și Multiverse X când o să ajungă la 3 secunde o să aibă același block time ca și Avalanche și o să fie mai mare decât cel al Solana. Tranzacțiile cross-shard vor fi 8 secunde, chiar dacă inițial au promis 12 și în momentul de față sunt 30 de secunde. Pentru a înțelege și acest lucru mai bine, vedem aici la tranzacții că se execută mai multe tranzacții. Vedem, avem aici shard-ul. Shard 0, 1, 2 și mai există și shardul 3. Deci dacă adresa ta este pe shardul 0 și tu trimiți la o altă adresă niște fonduri tot pe shardul 0, tranzacția se va executa foarte rapid. Dar dacă trimiți de pe shardul 0 la shardul 1, 2 sau așa mai departe, tranzacția ta va dura mai mult. Chiar 30 de secunde, exact cum au spus în acest tweet, că sunt tranzacțiile în momentul de față. Practic, prin acest update, o să facă tranzacțiile între sharduri mult mai rapide, de la 30 de secunde până la 8 secunde, ceea ce din nou este un lucru foarte bun. O să sporească din nou viteza blockchain-ului.
Și cum vor face asta? Scrie tot aici. Vor adăuga procesarea paralelă în jurul unui shard, care va utiliza hardware-ul nodurilor mult mai eficient. Cam acestea sunt update-urile cele mai importante din punctul meu de vedere, dar dacă este cineva interesat să citească tot thread-ul, o să vă las link-ul în descriere și vă puteți uita peste el. O să merg și un pic așa mai jos. Puteți să puneți pauză în cazul în care vreți să citiți. Nu este un thread foarte lung. Și am mai găsit încă o informație destul de interesantă. Vedem că până acum s-au înscris la hackathon 500 de oameni în aproximativ 2 săptămâni. Targetul lor este să ajungă la 500 de oameni care se înscriu pentru hackathon. Nu știu dacă vă dați seama, dar 500 de oameni este enorm. Dacă ne uităm pe acest site, vedem că în ultimele 30 de zile, core developeri au fost în medie de 46. Și până în momentul de față, pentru hackathon s-au înscris 500. Deci este o forță de muncă enormă. Singurul lucru ar trebui să facă și o treabă bună. Să sperăm că o să apară după hackathonul de la Multiverse X în aproximativ 21 octombrie, să spun ceva, proiecte care să ridice puțin rețeaua. Practic acesta este scopul hackathonului. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici și te invit să mă urmărești și pe Twitter. Dacă îți dorești să susții canalul, poți să devii membru apăsând pe butonul de alătură-te și o să ai acces la mai multe beneficii. Sunt deja câteva videoclipuri exclusive numai pentru membri, dar mai sunt și alte beneficii. Până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.